Primăria Suceava a lansat contractul cadru pentru programul de asfaltare acord comercial care se va întinde pe 2 ani, dublu față de înțelegerea din prezent, în baza căreia se intervine pe străzile reședinței de județ. Noul contract va avea o valoare de 86,4 milioane de lei fără TVA. Cu acest prilej, în conferință de presă, viceprimarul Lucian Harșovski a anunțat și câteva noutăți în privința clauzelor care vor ghida derularea acordului asumat de părțile contractante. Din nefericire, spun eu că lucrările nu merg chiar foarte bine, în sensul că ei trebuie să vină să asfalteze din spate, să-și ridice aceste capace de canal, pentru că aici este testul cu aceste guri de scurgere. Și mai în glumă, mai în serios, i-am amenințat atunci că vom scoate un nou contract la licitație. Acest contract poate fi funcțional în vigoare până în decembrie, dar am deja demarat procedurile și le mulțumesc colegilor mei pentru implicare, pentru că în mai puțin de o săptămână au reușit să publice PSAP noul contract pentru licitație. Este un contract cadru pe 2 ani de zile. E o noutate, noi acum aveam un contract doar pe un an. Valoarea contractului este de 86 de milioane 400 fără TVA și, bineînțeles, au fost solicitări noi în acest contract, inclusiv un finisor de capacitate mai mică pentru trotuare sau pentru aceste reabilitări în urma celor care pun gaz sau alte utilități. Și, bineînțeles, s-au trecut toate condițiile pentru aceste capace autonivelante și pentru alte criterii solicitate de colegii mei. Ce e noutate, și vă spun că suntem destul de serioși și destul de fermi, dacă firma care va câștiga licitația, sau firmele, sau consorțiul, nu vor respecta termene și vor tot veni cu aceste scuze, că nu au oameni, nu este forță de muncă, nu sunt pregătiți, nu vor putea participa la o nouă licitație. Deci când se va semna contractul, se va pune această condiție de către colegii mei de la juriști, s-au discutat, firma sau consorțiul de firme care va câștiga va ști că în cazul în care nu va respecta termenele impuse, pentru că sunt niște termeni pe care noi le impunem alături de specialiști, de proiectanți, de poliția rutieră, nu le dăm noi așa din burtă, nu vor mai participa la o nouă licitație. E, cred că, cel mai ferm mod de a scăpa de acest lucru, că nu avem oameni, nu avem forță de muncă, nu suntem pregătiți. De aceea avem șantiere deschise în municipiul Suceava care durează foarte mult, pentru că sunt mutate echipele dintr-o parte în alta. E treaba noastră să găsim soluții și cred că împreună vom găsi, dar aceasta este noutatea, contract pe 2 ani de zile, contract cadru, valoare de peste 86 de milioane de lei și imposibilitatea de a mai participa la o nouă licitație dacă nu vor respecta termene, și vă asigur că vom face hârtie în acest sens. Cei care vin la licitație trebuie să știe acest lucru. Viceprimarul Harșovski a făcut referire și la pregătirile pentru amenajarea a două noi sensuri giratorii. Și pentru că vorbim de reabilitarea axului central, vom avea două porțiuni pe care nu le vor reabilita. Sunt două intersecții unde vor apărea două sensuri giratorii. În primul rând, sensul giratoriu din zona Opcin, în zona spitalului și acelui parc, care este la licitație. Prin acel sens giratoriu se dorește de congestionarea traficului în zona Opcine Aren și spunem noi că vom reuși, este un proiect destul de frumos care va fi pus în practică dacă vom avea participanți la licitație. Important este că suprafața verde la final va fi majorată cu 895 de metri pătrați. Acum avem foarte multă verdeață în acea intersecție, vom avea și mai multă. Este o valoare estimată de 4.866.000 lei fără TVA și pe data de 17 iulie va fi deschiderea ofertelor. Deci suntem cu licitația, sperăm noi să avem constructori și aceștia să vină, colegii mei să aibă ce analiza și să avem un câștigător. Repet, pe 17 iulie este deschiderea ofertelor pentru acest sens giratoriu care este pentru prima dată scos la licitație și acel sens giratoriu de capacitate mare e inclusiv prevăzut cu modificările în perspectiva sensurilor unice.